Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ai o mulțime de planuri pentru august. Acum este important să nu te pierzi în fluxul de lucruri, ci să-ți formulezi clar ideile. Pentru majoritatea balanțelor, august poate fi o lună foarte provocatoare. În același timp, pe parcursul primei decade, vei primi oportunități bune de creștere creativă și dezvoltare spirituală, interacțiune eficientă cu colegii, oamenii care au aceleași idei și partenerii. Cu toate acestea, după 10 august, se prevede o creștere a tensiunii în sfera relațiilor interpersonale, ceea ce va complica nu numai treburile tale profesionale, ci și situația din viața personală. Acum vei fi sfâșiată de diferite gânduri și fantezii inspirate și fi creativă. Dar astrele te sfătuiesc să fii mai disciplinată. Acum riști să ajungi într-o situație neplăcută din cauza unei persoane dragi. Dragoste, august este un moment minunat pentru a face următorul pas într-o relație. De succes va fi căsătoria, logodna, decizia de a veni pe un singur teritoriu. Balanța care are o familie trebuie să înceapă reparațiile. Îți este util să schimbi mediul înconjurător pentru a-ți reîmprospăta sentimentele cu persoana iubită. Balanțele care au fost într-o relație nu cu multă timp în urmă, se pot gândi să verifice seriozitatea partenerului. Balanțele libere pot conta pe cunoștințe interesante, cel mai probabil o poveste de dragoste reușită de parte de casă. Există, de asemenea, o mare probabilitate pentru o poveste de dragoste de vacanță, care va fi strălucitoare și memorabilă, deși de scurtă durată. La sfârșitul lunii, îți va fi greu să ții situația sub control. Neînțelegerile sunt posibile în ultimele zile ale lunii august. Încearcă să nu cedezi furie și altor sentimente negative pentru a nu spune prea multe. Dacă are loc o ceartă cu cineva, atunci este o cale lungă până la reconciliere. Sănătatea În augustă trebuie să ai grijă de sistemul musculoscheletic. Încearcă să pui pe tine cât mai puțin stres fizic posibil. Dintre sporturi, sunt preferate cele mai calme, precum notul, yoga, pilates și nu ridica lucruri grele. Generația mai în vârstă ar trebui să evite încărcăturile excesive în grădini și livezi. Salvează-ți coloana vertebrală. În general, luna este bună. Dar merită să fii cu ochii pe corp din cauza posibilei sensibilități la vreme. Când ieși la soare, fii conștientă de riscul apariției unor probleme ale pielii, asigură-te că utilizezi protecție UV. Sunt probabile diferite manifestări ale dermatitei, păstrează întotdeauna creme specială în dulapul cu medicamente care vor proteja și vor promova vindecarea. Ultima decada a lunii august poate aduce multe probleme cu sistemul nervos, posibilă insomnie, dureri de cap, amețeli. Dacă apar afecțiuni nervoase, bea ierburi liniștitoare, fă relaxante, învață să te relaxezi și să cauți să dormi mai mult. Aerul proaspăt te va ajuta să faci față stresului mai bine decât orice medicament. Banii Nu poți conta pe urcușuri și coborâșuri serioase. Acum totul este stabil pentru tine. Dacă ai în vedere rezultatul oricărei situații, poți calcula veniturile și cheltuielile fără pierderi inutile. Ideile creative vor prinde viața mai bine decât oricare altele. Acordă atenție mediului înconjurător. Printre colegii tăi există mulți răi care nu văd cu ochii buni locul tău de muncă. Sunt probabile burfe neplăcute, certuri și omisiuni îți va fi foarte greu să te abții de la grosolănie. Încearcă să nu strici relația din echipă, deoarece mai trebuie să lucrați împreună. O conversație deschisă cu superiorii tăi te va ajuta să clarifici multe puncte pe care nu le înțelegi. În ciuda situației financiare stabile, este mai bine să fii mai serioasă. Acum nu este cel mai bun moment pentru a cumpăra o casă sau o mașină. Dacă ți este frică de risipa banilor acumulați, atunci este timpul să deschizi un depozit bancar și să economisești fondurile până la vremuri mai bune. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!